de oraș au făcut apariția la malul mării cu ținute care mai de care. Ținute care au speriat până și pescărușii. Păi da, fetele credeau că și-au pus pe ele cele mai scumpe ținute, cele mai scumpe țoale, cele mai înalte tocuri și o să fure inimile tuturor milionarilor. Au făcut pagubă în economiile lor. Așadar, învăluite în sare și guvizi pe nisipul fierbinte de la malul mării, divele noastre și-au stricat tocurile de la pantofii de la Muci Puci. Haideți să vedem și noi imaginile. Du-te, mă, cu ținutele tale. Nu e ușor să fii tot timpul în lumina reflectoarelor. Presiunea e uriașă și trebuie să arăți mereu perfect. Și dacă nici fetele de oraș nu știu asta, păi cine mai știe? Domnițele și-au luat cele mai cool țoale și au plecat la distracție. Unele au ieșit mai mult în evidență, chiar mai mult decât era cazul. Iar Ileana Badiu a făcut cel mai tare top al ținutelor care i-au speriat până și pe pescăruși. Așadar, cu care să începem? Parcă e cam greu pentru retină să privești acest chici total. Sau poate așa e moda la mare și nu știm noi nimic. Totuși, oricât de fashionistă te crezi, nu-ți pui blăniță pe tine la aproape 30 de grade Celsius. Nu ne credeți? Priviți și minunați-vă! Dacă domnișoara din imagine a optat pentru o vestă de blană, o altă domniță de oraș prezentă și ea la marea petrecere de pe litoral, pare că a greșit locația. Blondină, înaltă, frumoasă, dar cu un outfit care pare o șaorma cu de toate. Dantelă, ținte... Ce să mai, ținuta sa ne-a lăsat fără cuvinte și pe noi și pe Ileana Badiu. O altă domniță și-a sugrumat picioarele la propriu cu niște sandale cam strânte pentru glezna sa, iar o altă fată de oraș a venit la petrecere mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Poate a greșit și alocația și trebuia de fapt să se îndrepte către o petrecere la piscină, pentru că ceea ce poartă arată mai degrabă a costum de baie. O altă domnișoară nu avea cum să treacă neobservată în rochia de un albastru electrizant pe care a ales-o, iar încă o tânără s-a îmbrăcat toată în paiete, dar toată. Să nu vă gândiți că domnii s-au lăsat mai prejos, că nici ei nu au scăpat. Tricouri cu firma la vedere, că de nu ai tricou de firmă, n-ai valoare. Ochelarii cu rama aurită, extravaganță, domne, ce să mai...